Bucureștiul a fost gazda unui eveniment remarcabil. În cursul zilei de joi a avut loc inaugurarea bustului lui Abai Kunanbaev, unul dintre cei mai îndrăgiți poeți kazahi. Bustul are ca scop păstrarea vie a memoriei marelui poet kazah. De acum, acest monument va aduce popoarele kazah și român mai aproape și va arăta totodată interesul cetățenilor români în studiul istoriei și culturii kazahe. În discursul său de întâmpinare, ambasadorul Nurbak Rustemov a menționat că inaugurarea bustului în cadrul aniversării a 175 de ani de la nașterea poetului Abai Kunanbaev este un exemplu de respect reciproc al celor două popoare. Acest gen de evenimente este menit să educe noile generații prin aprofundarea cunoștințelor despre istoria Kazahstanului și României deopotrivă și să creeze o punte de legătură solidă între cele două națiuni. I hope that through this memorial and the works of Abai we will be able to share the spirit of Kazakh people with our Romanian friends as well as to introduce them the formation history of Kazakh culture. Printre oaspeții de seamă ai ceremoniei s-au numărat Emil Constantinescu, fostul președinte al României, Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul Culturii și mulți alții. Poate că participând la această întâlnire vom gândi mai mult asupra rolului pe care oamenii de cultură trebuie să-l joace și pentru dezvoltarea administrativă și pentru dezvoltarea economică, fiindcă nu există relații economice fără un mediu prietenos și acest mediu prietenos poate să fie asigurat de afinitățile culturale care apoi aduc apropieri umane. La eveniment au participat și ambasadorii ai statelor străine acreditați la București. Of course we have very strong bonds of common culture and history between Turkey and Kazakhstan and now we are strategic partners. I'm happy to participate at the ceremony dedicated to great philosopher and poet of Abai. I knew well the figure of the philosopher Abai, no? And the Kazakh people must be very grateful of having a personality like him who was able to make a synthesis of all the traditions of the steppes and to orientate it into a modern society. Ceremonia de inaugurare a bustului lui Abai Kunanbaev s-a încheiat cu un moment aparte. Adam Bulam Desenius. Осе отрек махтамшак, тиренчик, пикер,